Nici Comuna Botești nu face excepție la capitolul achiziției serviciilor de consultanță pentru întocmirea cererilor și obținerea finanțărilor, privind anumite proiecte depuse pe diferite axe de finanțare. În această lună, primăria menționată a încheiat contracte în acest sens cu două firme diferite, unul privind o finanțare deja obținută prin Programul Operațional Regional 2014-2020 pentru reabilitarea școlii din Nisiporești și unul privind finanțarea unor proiecte depuse prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Primul contract este încheiat cu firma Pencraft SRL, valoarea fiind de 25.257 de euro fără TVA, iar cel de-al doilea, în valoare de circa 3.000 de euro, este încheiat între Comuna Botești și firma Interconformity Management SRL. Primarul Georgeta Blaj a ținut să precizeze că pentru succesul obținerii unor finanțări substanțiale, cum este cea pentru școala Nisiporești, era necesară contractarea unei firme externe de consultanță în managementul proiectelor. Eu am un proiect acum la școala la Nisiporești, este proiect aprobat prin fonduri europene și am achiziționat consultanța pe managementul proiectului. Eu în faza de licitație, acolo este proiectul semnat, contractul de finanțare, este o valoare de 8 milioane de lei, 80 de miliarde. Școala de la Nisiporești, prima dată fundația se reface, dar ce este partenerul de la proiectului. Fundația, că e școala din 1960 făcută. Izolare, schimbată geamuri, toată instalația electrică, instalația de încălzire, încălzirea cu apă, cu pompe de adâncime la 150 de metri, cu apă pierdinte în pământ, acoperișul, panouri fotovoltaice, interiorul, tot refăcut. Dați seama că e și valoarea mare. Și da. Pentru PNRR, ce proiect pentru aveți? PNRR, acum am încercat să depun pentru actualizare PUC, plan urbanism general, care expiră la anul. Mm-hmm. Am de mediu stații de încărcare electrice. Câte vor între fi? State, între state, câte două în fiecare locație. În plus, primarul Georgeta Blaj intenționează să mai reabiliteze și parte din școala de la Barticești cu fonduri obținute prin Programul Național de Redresare și Reziliență, deși suma acordată de 324.000 de euro este una mică, conform declarațiilor sale. Alte proiecte privind extinderea rețelei apă-canal și asfaltare vizează finanțări prin Angel Salini sau prin Compania Națională de Investiții. De asemenea, cu bani de la bugetul local și dintr-un împrumut la bancă, primarul Blaj intenționează să implementeze rețea de gaz în comună.